acum? Să zic și bine și rău. După anumite trebuie să, trebuie să vă explic de ce au întârziat. Au fost la un date. Am înțeles acum. Și nu puteam să vă băgăm pe dumneavoastră. Stăm de vorbă așa, cum se spune, pe stomacul gol. Trebuia să îl umplem cu ceva, nu? Vă e dor de Andrada? Foarte dor. Dar ținând cont că am opțiunea să văd pe Antena Play, vă mai alinați. Nu e cazul ei, în schimb. Da, știu. Și atunci, pentru toți cei din casa Mireasa, lucrurile sunt complicate. A primit și scrisoarea cam târziu, dar trebuie să depășim anumite momente. Bună seara! Bine ați venit! Ia uite ce... Ia uite ce surpriză! Da, din păcate nu putem să te lăsăm, Andrada. Bună seara, din motive de distanțare. Ce pe mami? O să vă lăsăm un pic în pauză după ce vom lua toate măsurile. Vă veți dezinfecta și... ca să puteți, dar oricum tot pe distanțare veți sta unii vis-a-vis de ceilalți. Așa, veselie? Păi după tristețe mai vine. Ieri când după vine și soare, nu? Ieri a plecat de aici plângând, nu, Andrada? Da. Și uite că astăzi ai venit și cu zâmbetul pe buze. Vezi cum e viața asta? Ieri într-un fel, astăzi altfel. Ieri erai tristă, de ziceai că ți s-au unecat toate corăbile. Fix așa mă simțeam. Iar astăzi ai avut și un date și o surpriză. Și o surpriză mare, rău. Asta vorbeam cu mama ta. Scuzați-mă, am uitat ce era mai important, dar cred că nu eu trebuia să fac prezentările. Ionela. Săruna Victor, îmi pare bine. Eu știam cum te numești, dar tu poate nu. Știam, dar sunteți foarte tânără. Adică... Mulțumesc. Da. Așa par. Da. Dar de ce, doamna Ionela, luați complimentul ca atare, că e foarte frumos să vă spună ginerele. Da, mulțumesc și apreciez. Cu siguranță și la voce pe dumneavoastră vă moștenesc. Da, e adevărat. Da. Frumos. Și mă bucur și să cânti într-una. Când e supărat, cânte cu... Oricum îți schimbă starea. Chiar așa și este o terapie, din punctul specialiștilor de vedere, nu al meu. Da. Nici nu-mi vine să mai vorbesc cu tine, îmi vine să te las doar să te uiți la ea, pentru că vorbeam cu mama ta mai devreme și îmi spunea că își mai alină dorul uitându-se pe Antena Play și văzându-te acolo în casă. Dar spuneam că pentru tine nu ai această opțiune. Nu, din păcate. Hai, că nu vreau să te întorci plângând în casă, eu am vrut să-ți fac o bucurie. Este, chiar mi-ați făcut. Dar mi-era foarte dur. Dorința mea e să ieși mai des la cameră și să mai dai mesaje. Nu, nu am știut că de când vă uitați. La când... 22, am specificat în scrisoarea care ți-a venit foarte târziu. Am trimis mesaj, nu știu dacă dar arăt. De aici înainte știi. E o oră pentru așa mine, e ok. În fiecare seară. Doamnelor și domnilor, vreau să vedem împreună parcursul Andradei în casa Mireasa și evident vreau să comentăm cu toții că au fost și bune și rele, așa cum sunt și în viață. Nu trebuie să ne ferim de niciunele. Capricile iubirii. Victor și Anca au format într-o clipită primul cuplu din casa Mireasa. Cu alte cuvinte, o întâlnire care s-a soldat cu un sărut și multă bucurie. Ne-am luat în brațe și pur și simplu s-a întâmplat. Nu mai știu cine pe cine a sărutat, că aveam foarte mare emoții. Vedeam, da? În schimb, Andrada nu a avut vreo conexiune atât de neașteptată cu vreun băiat din casă. Ba mai mult, refuza elegant orice încercare de apropiere din partea lui Mohamed. Sincer, te văd un prieten foarte bun, dar nu știu dacă putem să mergem înspre căsnicie niciodată. Nu. Odată ce a cunoscut toate fetele din casă, după două săptămâni de disperare și frământări, Victor a simțit să fie cinstit cu propriile sentimente. Eu ți-am zis de la început să fii sincer cu mine când din casă. Și chestia asta mă dă înapoi. La nicio oră distanță după această discuție, Victor îi spune Andradei ce simte pentru ea. Te ascult. Îmi place de tine. Ce faci? Nu știu, mă, că e... Îmi place rău de tot. Niciodată. Nu mai pot să țin la mine. E ciudat că stau cu pielea de Anca.
Dar ce mai contează prietenia dintre două fete acum când Cupidon a aruncat săgețile? Și dacă Anca a acceptat cu demnitate schimbarea de situație, doamna Lenu a resimțit mult mai puternic cutremurul. O remarcă deranjantă pentru îndrăgostitul Victor, care a reacționat. Lenu, te rog frumos, din momentul ăsta să nu mai zici nimic la adresa Andradei, da? Andrada e fata de care îmi place, care mă vătre, nu mai o să o plac. Te rog să înțelegi lucrul ăsta. Foarte urtat. Nu mai, că ea n-are bube, are niște cicatrici, dar mie îmi plac și alea. Îmi place tot la fata asta, și vocea, și comportamentul, și cum se exteriorizează, tot îmi place, jur. Are acel ceva care m-a făcut să mă gândesc zi de zi. Nu te lua după bunică ta, las-o, baci. Încolțită din toate părțile și rușinată de situația creată, doamna Lenu încerca să treacă din etapa negărilor în cea iertărilor. Andrada, te rog să mă scuzi. Nu e nicio problemă. Eu sunt mulțumită cu mine, dar nu plângeți că n-are rost. Nu plâng eu, că am bube și plângeți dumneavoastră. Furtunile iscate în jurul lor petrecute, Victor și Andrada își dădeau frâu liber trăirilor care i-au adus împreună. Să mai fac un pun în față seara și mă apuc, fac de 100 de abdomene. Hai să mai proaspeți și încrezători, Victor și Andrada pășeau spre fericire, știind amândoi că emoțiile trebuie sărbătorite. Mulțumesc mult! Am mai scutat o singura fată care n-a făcut o floare. După așa un moment sensibil, cei doi se cuibăreau împreună profitând de timpul lor. Sper că avem voie. Păi putem să stăm 10 ani. Și nu a trecut mult timp până când cei doi și-au dat frâu liber sentimentelor. Vai, s-a murit pupilele. S-a făcut pupilele, uite-te. În ciuda faptului că regulamentul emisiunii interzice ca doi concurenți să intre în baie în același timp, Andrada și Victor și-au pus în aplicare planul. Alo, 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 play, play. Mamă, ce-mi plăce. Concurenții, nu aveți voie în baie împreună. Cine a intrat în baie? Dar cearta infernală iscată în casa fetelor după terminarea petrecerii a zguduit casa mireasa din temelii. În centrul atenției, Andrada. Nu te bagă nimeni în seamă, de-aia, și te bagi cu mine în seamă, taci din gură. Crede-mă că dintre toate am cel mai frumos bărbat. Și îl iau și acasă. Ia, joacă-o pas. Duceți-vă în baie. Băi! Gata! Aduceți-mi baie pe ascuns să vă... Păi măcar am cu cine să mă duc, e bărbatul meu care e problema ta. Andrada! Am mult caracter și multă tărie ca să nu s**t una în gura aia. Tu foarte urât ai vorbit. Părinții tăi sunt titrați. Mai termină coasta cu părinții. Vrei să am în casă o fraieră care nu zice nimic? Mă bucur că e așa și-mi place. Hai. Și te rog frumos, te mai băga, că jur că-mi fac bagajul și plec și gata. Hai, Victoraș. Doamna asta, ce tot vorbește, că a intrat cu mine în baie. Hai, pe agrigea, că a intrat cu mine într-o relație cu mine. Cum să nu mă enervez? Iar după atâtea scandaluri și supărări, în sufletul lui Victor au încolțit remușcările. Strigătele au devenit liniște, iar comunicarea și emoțiile au făcut ca inimile lor să fie alături din nou. Hai, stai. Ce? Și iartă-mă pentru el. Ok,
când n-o mai fi Lenu, o să vin la garsoniera mea și o să zici, Lenu, te-am supărat. De ce mă amăgești acum? De ce îmi faci sânge rău? Și că te iubesc. Și eu te iubesc. Eu te iubesc, puiul, mamita. Uite că ai exagerat așa de urât și... Dar până atunci trebuiau mai întâi eliminate toate supărările care și-au făcut loc între doamna Lenu, Victor și Andrada. Da, nu mai e supărat, da. Și dacă tot sunt aici, vreau să-mi cer scuze și să vă spun că îmi pare rău. Da, atât, pentru asta. Știu. Știu și chiar îmi pare rău că m-ați văzut într-o situație de genul. Nu, de acasă să știți că am primit educația necesară. Nu, părinții mei chiar au avut grijă ca eu să primesc o educație bună. Văzând imaginile de mai devreme, tu spuneai, părinții mei chiar s-au îngrijit să am o educație extraordinară. Dar am auzit eu, și aici vorbesc cu doamna Ionela, doamna am auzit că, de fapt, noi încercăm să ne educăm copiii, dar habar n-avem cine sunt odraslele noastre, ca să corect, zic așa. Aprob, da. Adică noi chiar vrem să fie într-un fel, să facem toate eforturile din lume, doar că... Asta cu cei 7 ani de acasă, uneori nu prea e valabil. Pentru că orice părinte își dorește ca copilul să... Și orice părinte îi spune anumite lucruri, numai de pozitiv și de bine, da? Corect. Ieșim pe ușă, cum se spune, e anturajul, întâlnesc alte persoane care îi pot influența ori negativ, ori pozitiv, depinde de situație, și se schimbă situația. Eu așa consider. Asta cu atacatul cu cei 7 ani de acasă sau părinții tăi, acum referitor că de asta vreau să-mi spun și OFU, referitor și la doamna Bunilenu, cum mi se spune în casă, nu vreau să o supăr și nici ea, de aici înainte mai ales, pentru că aș fi vrut să o întreb, dumneai cum s-a căsătorit? Din iubire? Sau că i-a impus cineva? Sau materialist vorbind, nu știu cum să mă mai exprim. E, știți sau, cum e? Că... Când a spus părinții tăi de acasă, sunt mândri de ceea ce faci, dar dumneai s-a gândit când a spus cea aia cu bube pe față, expresia asta a fost, între ghilimele. M-a durut, ea s-a luptat cu acne severă și de aici problemele. Te iubesc. Și m-a durut și am plâns cu ea și nu contează. Ea știe că sunt foarte puternică. Dar de acum o să mai plâng, dar nu-i problemă. Și aceleași situații problemă, sunt... Ce bun idee ceva. Cum să spun... Nu va mai fi nicio situație. Cei mai bătrâni sau cei mai... Puțin născuți mai în urmă. Eu sunt născută tot în comunism, să spun așa. Dar am încercat să mă adaptez vremurilor, pentru că am 2 copii și sunt mândră de ei oricum, mai ales băiatul ei exemplar, dar ea este un pic mai zvăpăiată, așa a fost de micuță. Dumneavoastră știți că aveți 2 fetițe, mă gândesc. Nici nu vreau să mă gândesc și mă așteaptă. Crize de micuțe, adică era mai crizată, mai a avut un temperament și o personalitate mai colerică, dar așa, așa da. Sunt. Ale mele sunt Speedy Gonzales. Acum sunt aici, acum sunt în partea ailaltă. Dar asta nu înseamnă că părintele de vină sau fiecare om își creează, își și... dezvoltă o personalitate pe parcursul vieții. Ea așa încă e. Mai are de, spus că nu este de dezvoltat. Este, încă nu este matură, cred. Bă, sper să se maturizeze. Femeile ne maturizăm mai devreme decât bărbații în general, dar greșelile vieții te maturizează și asta e părerea mea. Dar sunteți pe principiu să vă lăsați copilul să-și trăiască propriile greșeli? Da. Da, pentru că dacă nu greșești, nici n-ai de unde să știi dacă a fost greșeală sau nu. Și dacă nu învață dintr-una, din 2, din 3, înseamnă că nu și-a dat seama. Până învață să greșească. Asta e părerea mea. Eu am lăsat-o să mai și greșească, vă spun. Dar ce i-ați spune acum? Ce? Adică puteți să-i spuneți față în față, că până la urmă nu trebuie să vorbim. A avut libertate, eu l-am plăcut pe el de când a intrat în casă. Apropo, voiam să vă întreb și de Victor. Foarte mult. Chiar ziceam ce bine ar fi dacă Andrada s-ar împrieteni sau ar discuta cu Victor. Dar nu a fost situația așa, eu nu... Doamne ferește, v-am spus, sunt o persoană care... Trăiesc printre oameni, foarte mulți și tineri mai ales, și văd diverse chestii. Și am zis, na, am și cu Mohamed dacă s-ar fi unit. Deci aș fi fost de acord. Deci ce? Important era ca ea să fie fericită. Da, exact. Și o vedeți fericită?
Acum da, așa o simt. Încerc să-i spun și din fața televizorului. Dar spuneți în față, nu spuneți mă mie. Mă gândesc să-i spun. Deci mă uit la televizor, por laptopul după mine, vă spun că m-am conectat acum cu Antena Play. Acolo, nu? Și vreau să-i spun anumite lucruri și să-i transmit telepatic. Să mă asculte, să mă simtă și să să facă ceea ce e bine. Că într-adevăr, cred că presiunea din casă e foarte mare. Mă pun și în locul lor. Că să stai habar și n-aveți. Da. Habar n-aveți. Ei sunt generația care au crescut cu telefoane și cu chestii din astea și mă gândesc că și telefonul, dacă nu-l ai, pentru ei este ceva grav și... Te obișnuiești. Da. Cu toate ne obișnuim în viață. Dar vreau să vă spun că aceeași chestie am trăit-o și eu cu tatăl ei, adică? Victor mai ales, și am izbândit, să zic așa. Avem 25 de ani de căsătorie. Mulți înainte să fiți fericiți. Mulțumim. Dar cum adică și eu cu tatăl? Am avut probleme că nu m-a plăcut soacra. Așa. Deloc. Îmi spunea în față. Și am depășit momentele. Cum? Păi iubindu-ne. Împreună. Și el s-a impus și altfel am reușit. Și ulterior soacra a început să vă placă? Nu, din păcate a decedat, dar... Dar n-a fost mâna dumneavoastră. Hai, Victor! Doamne ferește! Și să știți că nici ea nu e un... A decedat brusc. Nu e un... Da, să-i transmiteți... O, Doamne! Bunei, că îmi plac ardelenii foarte mult. Am emoții acum. Chiar am o soră căsătorită în Sibiu și îmi plac foarte mult cum vorbesc ardelenii, mai ales dialectul, și... să-i transmiteți că nu, în casa mea nu este o casă de killer, într-adevăr, ea este mai vulcanică și a ieșit din fire. De când am venit, așa am a fost din școală. Că ăsta e temperamentul, nu... Chiar în școală făcea gesturi din astea, să planeze anumite situații, că da. Este pe pis, să fie pace și... Și eu picam la mijloc, am mai avut situații de genul cu prieteni. A luat și bătaie. Măi, Victoraș de la oraș, ai tăcut? Ce zici de mama soacră? Am monopolizat eu puțin. Nu place, contează, e foarte bine. Îmi place foarte mult de ea. Chiar e... Are un spirit ok, mine, așa da, e, da, se încadrează. Da. Că ai avut așa un șoc când ai văzut, ai zis, așa tânără și... Da, nu, și cum gândește, chiar cred că o să ne înțelegem. Da? Da, o să vin pe la Argeș pe acum. Da, chiar, deci am să o spun public pentru că vreau să vă spun și dacă va fi ceva sau nu, cu toate că mi-ar plăcea să fie, o să rămânem prieteni pe veci din partea mea, dacă vrei, dacă dorești. Cu siguranță. Cu ea e mai greu, dacă nu mai cu ea nu prea o văd să mai fi. Nu, chiar sunt genul. E frică să mai dorm pe aici dacă o supăr. Da. Nu e chiar așa, să știi.